Suntem la 3 săptămâni de la celebrarea celui mai semnificativ eveniment petrecut în univers, care a frânt istoria umanității în două, și anume, învierea lui Iisus Hristos. Indiferent dacă ești sau nu creștin, Hristos este reperul la care ne raportăm existența în timp. Omul, Iisus Hristos, galileanul, a frânt timpul în două, înainte și după Hristos, spunem noi. Suntem în anul 2020 și cu acest lucru suntem de acord toți cei peste 7 miliarde de locuitori ai planetei. Indiferent de rasă, de statut social, de religie, de apartenență politică sau orice alt criteriu am invocat. Spunând 2020, afirmăm că trăim timpul de după Hristos, pe care creștinii îl recunosc ca și Dumnezeu întrupat care a pășit în istorie să ne arate cine este și de unde vine dragostea. După Duminica Învierii, creștinii până la înălțare se salută cu Hristos a înviat. Anul ăsta este anul în care am spus cel mai puțin Hristos a înviat datorită distanțării sociale. Dar cred că este anul în care m-am gândit cel mai mult la învierea lui Iisus Hristos. Săptămâna asta se sfârșește starea de urgență și facem primii pași spre normalizare, spre normalitate. Dar întrebarea e, care e reperul pentru normalitate? Până nu de mult, normal era să stai la muncă mai mult și mai puțin acasă. Acum să muncești mai mult, dar de acasă. Și parcă nu suntem nici acasă, dar nici la muncă. Până acum, normal era să nu purtăm măști, și mă refer la cele chirurgicale. Dar de acum, o perioadă, vom purta măști. Se pare că normalitatea e relativă și foarte schimbătoare, iar îngrijorarea pare să fie un ingredient normal și oarecum constant al vieții noastre de zi cu zi. Săptămâna asta ne-a dat târcoale îngrijorarea, auzind că criza economică care urmează va fi mai gravă chiar decât pandemia. Așa că am dus la medic, la medicul Luca, la evanghelistul Luca, să văd ce spune Iisus Hristos despre îngrijorare și să văd dacă este culeac. Aș vrea să citesc din capitolul 12 din Evanghelia după Luca. Când doi frați se certau de la ceva investiții imobiliare și vin la Iisus Hristos și spun: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omul i-a răspuns, Iisus: cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în meșuga avuției lui. Practic, răspunsul lui Hristos e ceva de genul: omule, vii la mine cu o problemă care ar trebui să o rezolvați voi și nu îmi cere ajutorul pentru singura problemă care eu singur o pot rezolva, și anume problema sufletului. Și le spun o pildă. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: ce voi zice? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Se pare că și succesul poate genera îngrijorare, nu numai eșecul. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. E drept, toți știm că foamea sufletului nu trece cu produse de la supermarket. Dar acest om se pare că nu știa că foamea sufletului poate fi satisfăcută doar de dătătorul sufletului. Și Hristos continuă adresându-se ucenicilor, abordând frontal îngrijorarea și spune ucenicilor săi: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca.
Viața este mai mult decât hrana și trupul, mai mult decât îmbrăcămintea. Lucruri pe care să le știm. Dar întrebarea este dacă le credem. Apoi Hristos le dă exemplu păsărilor care nu se amână, nu se cere, nu torc, nu țes și Dumnezeu Creatorul are grijă de ele și oarecum ne invită să înțelegem că Dumnezeu are grijă și de noi. Apoi, soluția pentru îngrijorare ne-o dă în versetul 31 și 32 când spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Cu alte cuvinte, căutați ce Dumnezeu vrea să vă dea. Îngrijorarea schimbă puțin ordinea lucrurilor și face ceva de genul: caută tot ce crezi tu că te poate satisface și Dumnezeu îți va da și împărăția. Total greșit. Dumnezeu vrea să-ți dea singurul lucru care te satisface, prezența Lui. Și mă întreb, într-o lume în care îngrijorarea, motivele de nesiguranță parcă cresc de la o zi la alta, cum poți trăi fără să te îngrijorezi? Și mi-aduc aminte de o lecție de fizică din clasa a 6-a. Când profesorul ne-a explicat că putem fi în mișcare și în repaus în același timp, în funcție de reperul la care ne raportăm. Și revelația asta m-a avut-o în tramvai, când mergeam acasă, și mi-am dat seama că față de tramvai sunt în repaus și față de pământ mă mișc. Cam așa este și cu inima noastră. Dacă ea se raportează la singurul reper care o poate satisface, la Dumnezeu, atunci îngrijorarea nu mai are loc în ea. De aceea, îngrijorarea nu este în primul rând o problemă de context, de greutăți, ci este un simptom al inimii. Arată în ce ne punem încrederea și Hristos concluzionează: vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade moleu, unde nu există pericol. Și concluzia este: pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Întrebarea e: pentru ce te îngrijorezi sau pentru ce mă îngrijorez? Asta arată ce prețuiesc și reperul la care mă raportez. Cineva spunea: nebun nu este acela care renunță la ce nu poate păstra ca să câștige ceea ce nu poate pierde. Haideți să ne întrebăm: Doamne, ce vrei Tu să ne dai în aceste vremuri în care incertitudinea este la fiecare pas? Care este darul Tău pentru mine astăzi? Și răspunsul care l-am primit e: căutați mai întâi împărăția cerurilor și o vei găsi, vei găsi pace, bucurie, speranță, siguranță, care vine din Dumnezeu.